Sezonul rece și-a intrat complet în drepturi, iar confuzia privind data la care trebuie montate anvelopele de iarnă este din ce în ce mai mare. Un lucru este clar, dacă nu avem anvelopele potrivite la mașină, riscăm sancțiuni foarte mari și amenzi uriașe. Unii conducători auto consideră că trebuie să schimbe anvelopele de vară cu cele de iarnă de la 1 noiembrie. Alții, în schimb, sunt convinși că această operațiune trebuie făcută la 15 noiembrie. Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă nu depinde de un anumit interval de timp, ci doar de condițiile meteorologice. Cu alte cuvinte, legislația în vigoare ține cont de starea drumurilor, nici de cum de perioada calendaristică. Practic, în cazul în care mașina ta are anvelopele de vară, iar asfaltul este uscat, chiar dacă ne aflăm în plin sezon de iarnă, nu vei putea fi amendat. Fenomenele meteo, precum zăpada, înghețul sau chiciura, impun folosirea anvelopelor de iarnă pe autoturisme, autoutilitare și alte vehicule de transport. În unele zone din țară, iarna și-a făcut deja simțită prezența, fapt pentru care Poliția Română anunță că a început sezonul anvelopelor de iarnă obligatorii. Penalitățile pot ajunge până la 2.900 de lei și 20 de puncte amendă, plus reținerea certificatului de înmatriculare și interzicerea dreptului de a circula pe drumurile publice. Legea nu prevede o zi anume până la care sunteți obligați să vă schimbați cauciucurile de vară la mașină, nici înainte, nici după sezonul rece. Spune însă că nu aveți voie să circulați cu anvelope de vară, pe zăpadă, gheață sau polei.